Binecuvântat să fie Dumnezeu în Sfinții Săi. Aceasta este voința lui Dumnezeu, sfințirea voastră. Sfințirile voastre, dragi seminariști, dragi radioascultători, iubiți credincioși, solemnitatea tuturor sfinților pe care Biserica, în înțelepciunea ei, a așezat-o la începutul lunii noiembrie, înaintea comemorării tuturor răposaților, are menirea de a ne aduce aminte de un adevăr incontestabil, viața, ca dar al lui Dumnezeu pentru făptura sa cea mai nobilă, omul. Viața este un drum spre casa sa. El, ca un tată bun, plin de iubire, care toate le face din iubire, îl invită pe om la acest drum cu un scop clar, de a se întoarce la el, pentru a cunoaște și trăi împreună cu el adevărata fericire, rodul iubirii sale veșnice. Invitându-ne să trăim cele două sărbători, solemnitatea tuturor sfinților și comemorarea tuturor răposaților, Biserica ne cheamă să constatăm că niciun om născut pe pământ nu rămâne veșnic aici, ci trece pragul acestei vieți pentru o altă viață. Miliarde de oameni au intrat în istorie bucurându-se de acest dar al vieții, dar ei nu au rămas aici, ci au plecat spre celălalt tărâm, spre casa lui Dumnezeu. Astăzi, în solemnitatea tuturor sfinților, îi admirăm pe aceia care nu s-au pierdut pe drum, ci au ajuns fericiți la casa Domnului, au ajuns acasă. Pentru a-i ajuta pe toți oamenii să ajungă la El, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume, ca toți cei care vor crede în El să nu se piardă, ci să aibă viața veșnică. Rugăciunea lui înainte de a îmbrățișa crucea și moartea a fost aceasta: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie cu mine și cei pe care mi-ai dat, ca să vadă gloria mea pe care mi-ai dat-o, pentru că Tu m-ai iubit înainte de crearea lumii. În cartea Apocalipsului, din care am ascultat un fragment, Ioan descrie casa Tatălui cu aceste cuvinte: după aceea am văzut o mulțime imensă, pe care nimeni nu putea să o numere, din toate națiunile și rasele, popoarele și limbile. Ei stăteau în fața tronului și în fața Mielului, îmbrăcați în veșminte albe și cu ramuri de palmier în mână, și strigau cu glas puternic: mântuirea ne este dată de Dumnezeul nostru care stă pe tron și de către El. Atunci toți îngerii care stăteau în jurul tronului, în jurul bătrânilor și a celor patru ființe, au căzut cu fața la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu zicând: amin, laudă, slavă, înțelepciune și mulțumire, cinste, putere și tărie Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin. O mulțime imensă pe care nimeni nu o putea număra, în casa Domnului, în jurul tronului Său. Cea mai mare bucurie a sărbătorii de astăzi este faptul că sfinții, cei din calendar și toți ceilalți necunoscuți, sunt prietenii noștri, dar și învățătorii noștri. Ei care au mers înaintea noastră în casa Tatălui în cer, nu ne uită. Nu uită de cei care fac parte din trupul Bisericii, din trupul mistic al lui Hristos și, potrivit cu adevărul împărtășirii sfinților, nu încetează să mijlocească pentru noi. Păstrând legătura cu El, cu Iisus, capul Bisericii și Mântuitorul tuturor, avem cu toții o șansă, o speranță, un destin asemănător cu al Lui și cu al celor care au ajuns la El, adică un destin fericit în casa Sa. Într-un discurs din 1968, Papa
Paul al VI-lea punea o întrebare pe care ne-o punem și noi astăzi. Poate un creștin să fie sfânt astăzi? Poate credința noastră să fie un principiu de viață concretă și modernă? Mai poate oare un popor, o societate, o comunitate să se exprime în forme autentic creștine? Se mai poate vorbi astăzi de noi sfinți? Iată, fraților preiubiți, o fericită ocazie să punem în acțiune credința noastră și să răspundem și noi, cei de azi, cu curaj. Da, mai sunt, căci aceasta este chemarea noastră, de a fi sfinți. Nimic nu ne poate speria, nimic nu ne poate opri. Sfânta Tereza cea Mare avea această deviză îndreptată spre toți. Nimic să nu te tulbure, nimic să nu te înspăimânte, El singur ajunge. Acest lucru repeta Sfântul Paul către romani. Dacă tu îl mărturisești cu gura pe Domnul Iisus și ai în inimă credința că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Lectura a doua, luată din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan, ne asigură că avem o chemare nobilă și ne face să fim și să ne numim cu adevărat Fiii lui Dumnezeu. Adevăr ce ne dă garanția că vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Este vorba de marea demnitate și iubire ce ne-a dat un nou Tatăl și de bucuria ce ne este pregătită la sfârșitul drumului nostru pe acest pământ. Sfântul Ioan ne invită să cunoaștem și să înțelegem cine suntem și ce vom fi. Un adevărat program de a descoperi măreția lui Dumnezeu și destinul nostru. Evanghelia după Sfântul Matei, care face parte din predica de pe munte, proclamată astăzi, ne arată drumul pe care suntem chemați să-l parcurgem și etapele cele mai adaptate pentru a ne bucura de împărăția lui Dumnezeu, fericirile. Viața omului, afectată de păcat, de păcatul primilor părinți, este o vale de lacrimi, plină de dureri. Dar pentru cei care sunt cu adevărat fiii lui Dumnezeu, aceste greutăți îmbrățișate cu credință devin o scară pe care putem urca spre împărăția lui Dumnezeu. Este de fapt drumul pe care l-a urmat Iisus, Cel care a venit pe pământ, ca prin El oamenii să aibă viață. El a știut să transforme sărăcia, lacrimile, lupta vieții, persecuțiile și moartea în mijloace de mântuire, de bucurie și victorie. Fericirile sunt cartea de identitate cu care orice om poate să se bucure cu Dumnezeu. Însuși Iisus, care le-a îmbrățișat, ne asigură că toți cei săraci, cei ce plâng, cei blânzi, cei flămânzi, cei plini de milostivire, cei curați, cei care promovează pacea, cei ce suferă persecuții, cei ce suportă insulte pentru Iisus și pentru cauza Evangheliei, se vor bucura, vor fi fericiți, pentru că lor este împărăția cerurilor și ei vor avea mare răsplată și bucurie în ceruri. Dacă astăzi biserica ne vorbește despre sfinți, despre cei din casa Domnului, despre noi ce ne spune? Noi cei de azi, cei din biserici, din instituții, din lume, ce gândim despre noi? Și noi avem același destin. Și pe noi ne-a făcut Domnul după chipul și asemănarea Sa. Și noi am început un drum spre casa Tatălui. Dar cu noi ce va fi? Iată întrebarea întrebărilor. Să luăm în mâini fericirile, să le medităm și să ne le însușim. Ele sunt busola vieții noastre. În ele ne regăsim cu toții și găsim mângâierea zilnică. Ele sunt pentru noi, iar chemarea lui Iisus este către mine, către tine, către voi, dragi ascultători și iubiți credincioși. Cu acești ochi să privim spre Hristos,
care rămâne cu noi și este speranța noastră. El nu s-a despărțit de noi chiar dacă a trebuit să moară, pentru că El a voit ca acolo unde este El să fie și ucenicul Său. La sfârșitul acestor gânduri ale mele, doresc să vă împărtășesc o mare bucurie, o veste bună, o veste fericită pe care am primit-o ieri, 31 octombrie, chiar la sfârșitul acestei luni, luna Sfântului Rozariu al Maicii Domnului, din partea Sfântului Părinte Papa Francisc și a Congregației pentru Cauza Sfinților, că episcopul nostru, cel care a fost păstorul nostru, Anton Durcovici, va fi înscris în calendarul bisericii noastre catolice, va fi declarat fericit. Iată textul comunicatului oficial transmis către toți credincioșii catolici și către toți oamenii de bunăvoință. Sfântul Părinte Papa Francisc a recunoscut oficial la 31 octombrie 2013 martirul slujitorului lui Dumnezeu Anton Durcovici, episcop al diecezii romano-catolice de Iași. Astfel, preasfințitul Anton va fi ridicat curând la cinstea altarelor și înscris oficial în rândul fericiților și sfinților bisericii catolice. Ceremonia beatificării va avea loc la Iași, la o dată care va fi stabilită ulterior. Sperăm ca acest moment să fie luna mai. Suntem cu toții fericiți că între sărbătoarea fericitului Ieremia și solemnitatea tuturor sfinților, Sfântul Părinte Papa Francisc a decis ca să fie înscris în calendarul bisericii și episcopul nostru, Anton, drept martir și mărturisitor al bisericii noastre locale. Unul dintre noi, unul care a fost aici în mijlocul nostru, unul care ne cheamă pe acest drum pe care să ne întoarcem la casa Tatălui fericiți. Se împlinește astfel o dorință fierbinte de a-L admira și urma pe păstorul bisericii noastre locale pe drumul spre Tatăl, pe drumul fericirilor, pe drumul sfințeniei. Le mulțumim tuturor celor care au susținut cauza de beatificare a episcopului nostru prin dorința lor și prin rugăciunile lor. Dumnezeu să fie binecuvântat în Sfinții Săi, iar Maica Sfântă, Regina Martirilor, Regina Sfântului Rozariu, ocrotitoarea noastră, să privească mereu spre noi, spre poporul nostru. Îți mulțumim, Doamne, pentru toți Sfinții Bisericii, îți mulțumim pentru episcopul nostru Anton, recunoscut ca martir și erou al credinței. Amin.